Ionuț Coza se pregătește să fluiere. Începe așadar Șepși Poliaș cu prima posesie a gazdelor. Șepși cu o evoluție foarte bună pe teren propriu, foarte greu de bătut. Doar trei echipe au reușit să plece cu puncte până acum în această stagiune. Și cu ceva noroc ajunge apoi balonul la Ștefănescu. 3 contra 3 pe această contra lui Șepși. Ștefănescu, pasa bună pentru șutul parat, dar este apoi Gianfranco în fața porții. 1-0 pentru Șepși din minutul 84, care se va pune pasă de gol după o primă intervenție a lui Târnovanu. Contraatac însă la care și Ștefănescu este din nou decisiv. Fluierul de final al acestei partide, câștigate greu de Șepși, grație reușitei lui Pavel Gianfranco.